În 24 și 25 august, Călășeni va fi în sărbătoare. Sunt zilele comune, ocazie cu care administrația locală va organiza numeroase manifestări cultural-artistice. De asemenea, vor fi sărbătoriți localnicii întorși la origini. Intenționăm ca în parcursul zilei de sâmbătă să avem o întâlnire cu cei care sunt în concediu și își petrec concediu în România, fiind plecați la muncă în străinătate. De asemenea, în cursul zilei de sâmbătă va avea loc concursul Ecvestru, ediția a doua la Sălășeni, o ediție care se anunță mai spectaculoasă decât prima ediție. Sigur, și program artistic, program cultural, ca de fiecare dată. Tot sâmbătă vor avea loc o serie de competiții sportive și activități culturale la nivelul întregii comune. Nu vor lipsi preparatele culinare, printre care și vițelul la proțap. Și în acest an am discutat cu cei din echipa de organizare și sâmbătă cel mai probabil va fi vițelul la proțap, așa cum doar la Sălășeni se știe prepara. La manifestările comunei Sălășeni sunt așteptați oaspeți din județ, din țară și din străinătate. Maramureșenii care vor să petreacă mai multe ore în natură alături de localnici sunt invitați să se alăture participanților de la sărbătoare.